După mai multe proteste de o mai mică avengură, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater au anunțat că organizează în 10 mai în București un marș de protest la care vor participa peste 15.000 de membri de sindicat. Întâlnirile anterioare ale sindicatelor din învățământ cu reprezentanții Ministerului Educației și ai Guvernului s-au soldat doar cu promisiuni neonorate. Cadrele didactice sunt nemulțumite în continuare de faptul că actuala coaliție de guvernare, prin ordonanța austerității, intenționează să plafoneze cheltuielile de personal la nivelul anului 2022. Nici de cum să crească salariile în învățământ. Situația în care se schimbă o lege a educației proastă, o altă lege mai proastă. Suntem în situația în care fiecare discuție constructivă care a avut loc și în care s-a discutat aspecte din lege, să luăm de exemplu acea mențiune din legea educației în care se spunea că salariul deputatului în învățământ pornește de la salariul mediu brut pe economie. S-a scos din lege. Deci negociezi cu ei, stabilești ceva și în loc să obții rezultate pozitive, din potrivă se scoate din lege ceva ce ne-ar fi dat speranță pe viitor. În mod normal am întrebat și eu deputat, senatori, dar ei nu știu dacă asta. De ce schimbăm o lege educației proastă cu una și mai proastă? Răspunsul este că politicul și-a asumat pe PNRR o reformă în educație și acum noi trebuie la până anul viitor în mai să avem o nouă lege a educației, pentru că în viziunea lor asta ar însemna o reformă în educație. Dar dacă stai și citești conținutul legii, îți dai seama că nu e nimic reformator. Este doar formal. Pentru că, vezi, doamne, ne-am asumat pe PNRR. Mâine la București va avea loc un amplu protest al membrilor de sindicat din toată țara. În 10 mai este meeting-ul și marșul de protest. Sperăm să fim 15.000. Celelalte acțiuni au fost de mai mică amploare. După care, dacă nu se întâmplă nimic, din 22 mai ar trebui să fie grevă. Suntem în perioada în care adunăm semnăturile. Adică noi suntem foarte riguroși, foarte corecți, pentru că așa ne cere legea, dar nu vedem și din partea partenerului aceeași corectitudine. În acest context, mă rog, nu avem de ales, adunăm semnături, facem, respectăm procedurile și în 22 mai ne pregătim, din 22 mai ne pregătim pentru grevă. Greve generale în învățământ de mare amploare au fost și în alte perioade. Cea din perioada Tăriceanu a ținut 3 săptămâni, iar o alta, pe vremea ministrului Andrei Marga, a durat o lună. Atunci elevii nu au avut de suferit. De data aceasta, greva generală se poate solda cu înghețarea anului școlar.